legământ menadiot ebraiot. Puțină vreme mai este, zice Domnul, până va începe necazul pe pământ, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și iată menadiot ebraiot vrăjmașul, asemănă multă necredință în poporul meu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și chiar lucrătorii menadiot ebraiot se îndoiesc de cuvântul care a ieșit prin ei, zice Domnul, de la mine. Ca menavol menadiot și pun la îndoială cuvântul meu, menadiot ebraiot. Și iată menadiot eglaidiot, pe foarte mulți îi va prinde nepregătiți momentele acelea. Nu-s departe, popor, de legământ menadiot ebraiot, pentru că iată eu grăbesc venirea mea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Voi lucrători care v-am dat daruri, lucrați cât mai puteți cu darurile care vi le-am dat, zice Domnul. Stați la îndemâna mea, menadiot ebraiot, lăsați lucrurile lumii, zice Domnul. Nu mai alergați, menadiot ebraiot, priviți la mine și stați la îndemâna mea, zice Domnul, pentru că vreau să înștiințez poporul meu. Dar pe mulți am căutat la posturile de veche, ca menavol menadiot ebraiot, și nu i-am găsit la posturile de veche, zice Domnul. Iată necazul care va veni, menadiot ebraiot, lucrători menadiot ebraiot. Dacă vă va găsi și vă va prinde în momente ca acestea, zice Domnul, și nu veți fi la posturile de veche, veți pica pradă, menadiot ebraiot, ca manavol menadiot. De aceea trezire, menadiot eglaidiot, din amorțeală, menadiot ebraidiot. Pentru că menadiot ebraiot, vrăjmașul se luptă și asemănă necredință, și mulți au primit necredința aceasta, zice Domnul. Și menaglaidiot ebraiot, ca mentalaidiot ebraiot, și iată cei care nu cred, zice Domnul. Mie nu sunt plăcuți, menadiot ebraiot, și iată vor rămâne afară, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și mulți vor fi menadiot ebraiot, de aceea luptați-vă lupta cea bună credinței și fiți credincioși, zice Domnul. Credeți cuvântul meu, menadiot ebraiot, pentru că dacă îl veți crede, veți primi putere. Dar dacă veți spune la îndoială cuvântul meu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, iată veți cădea pradă, menadiot ebraiot, necredinței, ca menavol menadiot ebraiot, și îndoieli bragod menadiot, și manavol menadiot ebraiot. De aceea, popor de legământ, luptă-te lupta cea bună, ca menavol menadiot ebraiot, și fii credincios, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Stric din nou lucrul acesta, menadiot ebraiot, pentru că vreau să-ți intre în minte, zice Domnul, în inimă, menadiot ebraiot. Cugete, menadiot eglaidiot ebraiot, la acest cuvânt. Să fii credincios mie, zice Domnul, și cuvântul meu să nu-l pui la îndoială, pentru că menadiot ebraiot, vine ziua,
când veți da socoteală pentru îndoială care v-ați îndoi de cuvântul meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt. De aceea, popor de legământ, ia seama, astăzi ți-am vorbit, zice Domnul, dar iată mena diotebrai, diotebriot, pentru că te iubesc, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Și vreau să ai parte cu mine, dar în starea care sunteți mulți, zice Domnul, ca mena volmenai de odebriot, mulți veți rămâne, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, dacă nu veți lua minte la cuvântul meu, mena de odebriot, și nu veți asculta de sfatul meu care vi-l dau, zice Domnul, așa cum dă un părinte la copilul lui, zice Domnul, așa vă sfătuiesc eu, menadio de briot, și sunt gata să vă dau putere, sunt gata să vă dau credință, sunt gata să vă pun dragoste în inimă, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Și legătura aceasta frățească, zice Domnul, s-o fac din nou, menadio de briot, în poporul meu, dar iată, menadio de glai, diote briot, dacă voi veți lua seama, Iisus Hristos este Domnul care s-a coborât în trup să vorbească și să-ți descopere, poporule, ca tu să te trezești, zice Domnul, și să asculți de glasul meu. Amin.